scandalul din PSD este departe de final. Partidul ar putea rămâne fără cei 53 de primari din județul Timiș după ce Sorin Grindeanu a fost dat afară din partid. Fostul premier s-a întâlnit cu cei 53 de edili PSD din județ, iar aceștia au decis că vor pleca odată cu el dacă fostul premier va fi dat afară din partid. După excluderea lui Grindeanu din PSD, șefia filialei Timiș va fi asigurată de două persoane. Este vorba despre Petru Andea, secretar de stat la Ministerul Învățământului, și Dorel Căprar, președintele PSD Arad. Și Victor Ponta a comentat excluderea lui Grindeanu din PSD și a scris pe Facebook că, citez, Liviu Dragnea merge mai departe neabătut, păcat mare însă de PSD.